Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această seară vreau să facem o etalare, să vedem ce este între voi doi acum. Gândiți-vă la o persoană, la persoana voastră dragă sau la oricare altă persoană și să vedem ce este între voi. Acum, în acest moment, ce spun energiile în această seară și să vedem, dragilor. El și ea. Să vedem ce este între voi acum. De oricare ar fi relația voastră, de oricare tip. O prietenie, o speranță, multe gânduri și moartea. Wow, o mare transformare, dragilor. Persoana trece acum printr-un moment de pierdere, printr-o pierdere. Ceva pierde, se desprinde de un trecut, de o persoană, de ceva drag, persoana voastră. Aici aceste gânduri pe care voi le aveți vor înceta pentru că va începe comunicarea. Aici există foarte multă speranță între voi și cred că o despărțire care a fost la un moment dat. Aici o prietenie s-a rupt sau ceva nu este foarte clar. Voi aveți speranță că totul va redeveni așa cum a fost. Iar persoana se gândește foarte mult la această distanță dintre voi. Va avea loc o transformare aici, între voi. Haideți să vedem ce găsim aici. Ce este acum între voi? O distanță, o separare. O poveste care s-a încheiat și amândoi aveți speranța că va fi din nou, că se va redeschide comunicarea. Să vedem dacă mai există și a doua șansă. Aici aveți încetinirea, maturitatea și armonia, ghidarea, visul și renunțarea. La capătul setului de cărți, existența. Wow, dragilor, voi aici sunteți în visul acestei persoane și persoana este în visul vostru. Doar că aici unul dintre a renunțat să se mai lupte, să mai facă ceva în acest sens pentru relația voastră. Relația voastră a fost frumoasă aici, a fost armonioasă. Doar că s-au luat niște decizii aici. Poate din cauza situației în care sunteți, poate persoana este într-o situație în care nu a putut să vină către visul său și a renunțat. La capătul setului de cărți este cartea magicianului, este existența și curajul. Această persoană trebuie să se vindece, trebuie să-și facă curaj. Ori să renunțe la o a treia parte, ori să renunțe la altceva. Aici văd o renunțare. Gânduri multe și detașare de un trecut, de o relație, de o persoană, de o situație. Persoana voastră este ghidată corect. Este un vis între voi. Vedeți, această persoană visează să vă țină în brațe, să vă iubească, să vă protejeze. Voi visați ca această persoană să facă toate aceste lucruri. Gândurile voastre sunt identice, doar că între voi este o încetinire, un stop. Aici s-a pus capăt poveștii voastre. Ori ați blocat persoana, ori ea v-a blocat pe voi. Ați rămas doar cu amintirea armoniei, a momentului în care voi ați fost împreună sau a momentului în care erați împreună. Aici amintirea este frumoasă. Vedeți cât de frumoasă este această carte. Doar flori în capul acestui om când se gândește la voi.
Doar că aici s-a renunțat. De ce s-a renunțat? Pentru că această persoană are nevoie de vindecare, de o vindecare a unei karme, de o vindecare a unui trecut, de o vindecare a sufletului său. Iar persoana acum se vindecă, pentru că aici are loc o mare schimbare, o mare transformare, iar acest mers lent către împlinirea visului va înceta, pentru că persoana va veni repede, cu curaj, către voi. Se întâmplă peste noapte, o magie, aici este creativitatea și persoana nu face nimic, dar are o nouă viziune. Începe să-și schimbe credințele, începe să vadă, poate că detașarea voastră a determinat această persoană să vă vadă cu alți ochi. Poate voi ați blocat această persoană și v-ați detașat, ați renunțat, iar această persoană începe să vină către voi, pentru că voi nu vă mai duceți către această persoană. Și abundența către voi vine. Clipă de clipă veți trăi alături de această persoană și veți urma toți pașii. Persoana a trebuit să se vindece de o altă relație, de o altă situație, ceva greu, care a îngreunat-o. Poate pierderea cuiva drag sau persoana a pierdut aici ceva important, o sumă substanțială de bani, o persoană, o relație, s-a detașat, poate fi un divorț. O persoană la care a renunțat. Are curaj să își trăiască visul această persoană. Întrebarea este, mai sunteți dispuși să investiți în această relație? Eu cred că da, pentru că aici este existența. La capătul setului de cărți, magia. Între voi, maturitate. Nu sunteți persoane foarte... la începutul relației. Sunteți persoane care ați... trecut niște pași în această relație. Aici avem puterea, cavalerul de cupe, justiția, asul de monede, șapte de monede, pajul de bâte, iar la capătul setului de cărți, pajul de cupe. Foarte multă iubire aici și o corectare a destinului. O justiție care se face divină pentru voi. Poate persoana era într-o altă relație și cea de-a treia parte pleacă singură. Aici se corectează, cum am spus, un destin. Sunt foarte multe energii, mulți pași care anunță deblocarea aici a planului sentimental, a pasiunii, a iubirii. Persoana va veni către voi repede, oferindu-vă o cupă cu nectar, cu iubire. Dragilor, aici este încetinirea. Persoana nu a făcut nimic. Am văzut că încetinirea nu a dus la nimic bun. A renunțat sau voi ați renunțat și persoana pierzându-vă și-a dat seama că nu poate trăi fără voi. Cum am văzut aici în cartea visului, își dorește atingerea voastră, își dorește uniunea cu voi. Prima carte din citire este puterea. Persoana, dacă nu a putut până acum să iasă dintr-o relație, să facă ceva, s-a simțit încolțită, acum are curaj, își ia puterea înapoi și îndrăznește să viseze la visul său. Voi împreună aici veți avea un nou început, este asul de monede aici. Poate o mutare împreună, poate nașterea unui copil. Aici veți planta semințe noi, veți pune intenții noi în univers alături de această persoană și toate lucrurile vor fi bine pentru voi. Visul se va împlini. Justiția aduce echilibru. Dacă v-ați blocat, vă deblocați. Dacă v-ați separat, veniți înapoi împreună, în armonie, dar acum mult mai maturi, mult mai hotărâți. Pentru că persoana are curaj să dea frâul liber sentimentelor, să spună, îndrăznește, să se desfășoare așa cum își dorește. Poate până acum a avut o situație care nu i-a permis să vină către voi așa cum voi v-ați dorit. Dar acum persoana poate.
aici este un prieten bun și voi sperați, chiar dacă ați blocat persoana, în adâncul sufletului vostru ați sperat că această persoană se va întoarce și că împreună veți trăi acest vis. Persoana renunță la un trecut, renunță la acel ceva care o sabota. Începe să-și spună adevărul, propriul adevăr, ce își dorește cu adevărat. Aici persoana la care tu te-ai gândit în acest moment este la acel moment în care începe să-și răspundă la multe întrebări, începe să-și pună acele întrebări de care are nevoie să ajungă la împlinirea visului. Asul de monede anunță un nou început. Poate fi aici între voi o nouă poveste, cum am spus, o mutare împreună, o reîntoarcere. Aici nu va mai fi sacrificiu, noua viziune este despre altceva, este altfel. Aici voi vreți să plecați de la zero din nou cu această persoană, vreți o reinventare. Aici nu au fost puse toate lucrurile și nu au fost trăite toate lucrurile. Dacă persoana era într-o altă relație, nu ați putut trăi relația intens, la intensitate maximă, pentru că au fost momente furate, momente în care v-ați ferit de ochii lumii. Aici nu ați vrut să se afle. Este o relație secretă, a fost o relație secretă, ferită de ochii lumii. Ori că persoana era căsătorită, ori pentru că părinții sau prietenii nu ați vrut să știe, nu erau de acord cu această relație. Aici totul va căpăta un alt sens. Această carte a morții, a transformării, această carte a existenței aduce schimbarea situației la 180 de grade. Persoana este îndrăgostită de voi. Dacă voi ați plecat, persoana și-a dat seama că este îndrăgostită de voi și că vă dorește pentru tot restul vieții și vrea lucruri noi cu tine, relație sănătoasă și deblocarea acestei stări. Aici este o stare melancolică, de renunțare, dorește să se detașeze această persoană de trecut. Orice ar fi însemnat acel trecut, poate bagaje din copilărie, poate bagaje dintr-o altă relație, poate situații grele. Persoana din mintea ta este ghidată corect și voi sunteți ghidați corect să mergeți către armonie, către visul vostru, pentru că aici este maturitatea, acele floricele din capul vostru când vă gândiți la persoana pe care o doriți. Aici vă spuneți că nu o doriți, dar voi o doriți. O blocați, dar voi doriți să vă caute. Sunt multe controverse aici. Lucrurile se vor echilibra. Avem justiție aici. Avem leu, avem săgetător, avem balanță, avem taur, fecioară, capricorn, avem rac, scorpion, pești. Poate fi și vărsător și gemeni aici. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Da, acum nu se spune nimic, dar persoana vine către voi și vine repede să vă ofere cupa cu iubire, să vă ofere tot ce are această persoană mai bun de oferit. Pentru că persoana acum este în putere, este hotărâtă, are curaj, își face curaj, este ghidată corect. Dorește un nou început, veți accepta această persoană din nou pentru că voi vă doriți acest lucru, deși v-ați detașat, i-ați dat ultimatum, ați blocat persoana, dar dacă persoana v-a blocat pe voi, vine către voi, vă treziți cu ea la ușă. Da, multe secrete aici, o să vă spun această persoană de ce a avut loc acest sfârșit al relației, de ce s-a oprit relația voastră și a rezolvat toate lucrurile această persoană. Cum am spus, poate a divorțat, poate a ieșit dintr-un conflict cu altcineva, poate
s-a detașat de familie, familia care nu ar fi vrut o relație. Aici este momentul în care clepsidra începe să se scurgă. Este timpul divin ca voi să veniți în uniune, să vă împăcați, să reluați, dar de la zero. Aici nimic nu va mai fi la fel. Indiferent de ce ați trăit, de armonie, de ceartă, de orice ar fi fost, nimic nu va mai fi la fel. Totul va fi curat de la zero. Aici se eliberează energiile stagnante și începeți să plantați semințe noi. Puteți acum să puneți în univers intențiile pe care le aveți acum, în acest moment, pentru că aici se va împlini un vis. Aveți o nouă viziune și această durere din timp, din sufletul vostru, această dezamăgire va dispărea. Aici inima va fost ruptă în bucăți, și a voastră și a celeilalte persoane. Dacă cealaltă persoană nu v-a spus în momentul plecării, în momentul despărțirii ce simte, vă spun eu că a simțit multă durere. În momentul în care a conștientizat că voi v-ați retras, această persoană a început să vă simtă lipsa cronic. Tot timpul. Timpul decide că este momentul. Acum este momentul. Cum am spus, clepsidra a început să se scurgă, iar timpul divin a venit. Focus. Aici este ceva frumos între voi. O pace care se anunță. Abundență. Libertate, fericire. Aveți energie suficientă. Aveți o legătură foarte frumoasă. O energie benefică. Voi doi împreună formați un întreg. Este o energie creatoare. Este o energie benefică, bună, abundentă, armonioasă, așa cum vedem și aici. O energie bună, ca și energie generală a relației care va fi, aveți un paș de cupe. Aici, în această apă, sunt foarte mulți pești. Acest om are în mână o cupă plină cu iubire pe care o are de oferit și dorește să vă ofere vouă. Acești pești aduc abundență, cascada curge, nu se oprește niciodată. Alături de această persoană formați un întreg. Sunteți predestinați, sunteți persoane care trebuie să veniți într-o uniune, indiferent ce ar fi fost aici între voi. Nu așteptați nimic, pentru că persoana va veni. Cu cât așteptați și cu cât vă întrebați când va veni această persoană, o îndepărtați pe această persoană. Ea va veni sigur, pentru că își simte sufletul rupt în mii de bucățele fără voi. Și pentru că acum simte că este timpul. Când v-ați întâlnit, nu a fost timpul potrivit pentru ce ați vrut voi să trăiți, pentru acest vis. Acum este momentul să puneți intenții noi și să manifestați tot ce vă doriți, fiecare ce își dorește, pentru că nimeni nu poate face acest lucru în locul vostru. Multă pasiune, este iubire, fiecare la distanță visează la uniune, la iubire, la acel moment intim, în flăcări. O prietenie, iubire, armonie, respect, vă purtați reciproc, indiferent ce ar fi fost între voi. Nu își mai au rost limitările. Nu mai este momentul, nu mai este, pentru că este timpul pentru altceva, pentru a vă trăi iubirea. Este momentul, clepsidra a început să se scurgă, nisipul din clepsidra a început să cadă. Mai sunt câteva clipe și clepsidra se oprește. Este timpul divin pentru ca această iubire armonioasă, acest vis din mintea persoanei tale să se împlinească.
vine această persoană, are curaj, vine repede și vine înfocată, vine însetată această persoană de voi. Este însetată de voi această persoană. Iar aici energie va veni cu multă energie către voi această persoană. Haideți să vedem două cărți și de aici. Pentru un viitor mai îndepărtat, voi și persoana voastră, la ce vă gândiți, a sărit o carte, să vedem cartea săruturilor. Aici este iubire necondiționată. Ce primești, oferi. Ce oferi, primești. Afecțiune și îndrăgostire. Aici persoana a conștientizat că este îndrăgostită de voi. Pentru că plecarea voastră sau plecarea ei a adus această ruptură în mii de bucăți a inimii persoanei voastre. Nu-și mai dorește acest lucru. Simte că s-a pierdut pe ea această persoană, detașându-se de voi. Cartea săruturilor. Vă veți contopi într-un sărut și vă veți declara iubirea necondiționată și voi și această persoană. Este o citire foarte frumoasă. La capătul setului de cărți avem Twin Flames, avem Yin și Yang, echilibru între masculin și feminin, pentru că acum este timpul divin, pentru că este momentul. Aveți o uniune, o completare a voastră, iar aici persoana își declară iubirea. Vă place această persoană, vă iubește, vă dorește această persoană, cineva te place și este această persoană. Aici o iubire romantică va înflori, un flirt frumos va fi între voi și această persoană vă va invita într-un loc pe care doar voi îl știți și unde vă face plăcere să vă priviți ore în șir unul pe celălalt. O citire frumoasă, superbă. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!